Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am regăsit. Au trecut doar 9 luni din exercițiul actualului guvern și suntem în situația în care ne este tot mai greu să înțelegem ce se întâmplă, atât la nivel de țară, cât și la nivel de județ în cele din urmă. Avem o coaliție politică majoritară, un guvern politic, un program de guvernare și foarte multe nemulțumiri, din păcate, în toate zonele societății românești. Astăzi vom face o trecere în revistă a problematicii cu care se confruntă românii, cu domnul Vasile Vlașin, un analist al vieții publice cu experiență în domeniul politic, antreprenorial și al sferei non-guvernamentale. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. E un subiect sensibil, un subiect foarte vast. Din nefericire, foarte multe aspecte, de fapt, nefericite ale acestei teme și aspectul cel mai important sau cel mai cu repercursiune asupra vieții populației e că problema aceasta nu e nouă, adică nu e ceva ce s-a întâmplat astăzi, e breaking news, a avut loc o catastrofă, s-a rupt un dig și s-a deversat știu eu ce, sau o mașină a scăpat de sub control și a avut loc un accident. Nu, e o situație care durează de când ne știm. Soluțiile se discută, nu se aplică. O să vreau să tragem și discutăm concluzii. În continuare despre aceleași probleme, aproape că nici nu mai are sens să vorbim despre probleme. Problemele sunt aceleași, sunt vechi, sunt deja intrate în obișnuință încât pe unii nici nu-i mai afectează și probabil aceasta este una din cauzele principale ale perpetuării acestor probleme. Faptul că populația a fost deja anesteziată și nici i se pare că e normal starea aceasta de fapt pe care o trăim de zeci de ani. Poporului român i se pare ceva normal, s-a obișnuit cu greul și unii, cei mai șmecheri dintre români, profită de faptul acesta. După 9 luni, domnule Vlașin, avem o stabilitate politică relativă și una guvernamentală discutabilă. Aș vrea să ne spuneți care este explicația situației, de fapt, în condițiile în care a fost votat un program politic plus un program de guvernare de către electorat și totul trebuia să funcționeze bine, dacă este să analizăm. Stabilitatea a existat și înainte de schimbarea acestui guvern, pentru că observ că acum tendința e de a se arunca totul pe umerii actualului guvern. Actualul guvern e de fapt fostul guvern, e de fapt fosta guvernare și dacă e să ne întoarcem, sunt aceiași oameni care au guvernat România de la Revoluție încoace. Faptul că s-au rotit puțin între ei și-au mai schimbat așa-numita alternanță la putere din când în când, nu e nimic altceva decât o încercare de a detensiona nemulțumirile, tensiunea care se acumulează în rândul populației. În momentul în care n-au mai avut o poziție care să-i schimbe, să le schimbe guvernul, s-a întâmplat ceva unic în istoria post-revoluționară. S-au dat ei afară pe ei. Da? Partidul care avea majoritate confortabilă și-a dat afară propriul guvern ca să mimeze, vezi, Doamne, o reformă. Deci noi avem cel puțin până la demisia guvernului Grindeanu certitudinea, și nu că o spunem noi, au spus-o chiar ei, cei care sunt la guvernare, că n-au făcut nimic din ce au promis. Deci partidul care e la guvernare a venit după câte luni? Suficiente luni de guvernare și a spus, oameni buni, nimic n-am făcut din ce am promis, ne dăm afară propriul guvern. Nu sunt bun de nimic. Problema e că a doua zi l-au dat afară de fapt doar pe cel care era incomod, premierul în funcție, miniștrii care erau acuzați până atunci că n-au făcut absolut nimic. Mai știți graficele acelea cu liniuțe roșii, liniuțe albastre și ne tot arătau liniuțe roșii cât de mari întârzieri sunt în aplicarea programului de guvernare. Miniștrii aceia au fost puși la loc și au păstrat portofoliile, marea lor majoritate.
Așadar, la ce să ne așteptăm? Să facă minuni în perioada scurtă care a trecut de când e premier domnul acesta? Nu să facă minuni, domnule Vlașin, să facă ce au promis. Dar când au făcut ceea ce au promis, de când l-au împușcat pe Ceaușescu în coace, au făcut vreodată ceea ce au promis? Și ne întoarcem la... Eu răspund sau am răspuns cu mare drag invitației dumneavoastră și vin de fiecare dată, nu mă simt dator niciunui fel de interes ca să refuz o dezbatere despre un anumit subiect. Și cei care refuză invitații la emisiuni și la dezbateri televizate înțeleg foarte bine ce spun eu. Telespectatorii nu simt lucrul acesta pentru că dumneavoastră zi de zi aveți câte un invitat. Dar vă e foarte greu să aveți invitații pe care vi doriți și pe care ar fi chiar responsabil și obligați să răspundă la problemele pe care le are populația și pe care le are guvernarea. Nu e obligat Vasile Vlașin să răspundă pentru guvernarea PSD-ului. Ar trebui ei să vină. Ei nu vin pentru că sunt conectați la diverse interese, sunt conectați la afaceri, sunt conectați la încasări și la facturări. Și atunci stăm și vorbim noi între noi. Și de asta eu n-aș vrea să vorbim atât de mult, sau în funcție de tematica dumneavoastră, de probleme. Că problemele sunt aceleași. Dar trebuie să le amintim și ea. Ele s-au modificat anumite intensități între problematicile economice sau sociale sau știu eu politice, dar în linii mari avem o constantă. Mergem din rău în mai rău. Admițând, domnule Lașin, aș vrea să vorbim foarte mult sau aș vrea să găsim ceva, un resort. De fapt, o minune prin care populația acestei țări să se trezească odată pentru totdeauna. Să înțeleagă că nu poți să plantezi în același teren cartofi și să te aștepți să-ți răsare porumb. N-are cum. Nu poți să votezi aceiași oameni și să ai pretenția să facă altceva. Ei vor face ce au făcut și până acum. Și faptul că îi... un ciclu electoral votăm PSD-ul și un ciclu electoral votăm PNL-ul sau nu mai știu eu cum își schimbă denumirile, uităm că acum 4 ani i-am dat afară de buni și i-am dat afară de răi și îi votăm peste 4 ani de buni și peste 4 ani vin ceilalți și zic noi suntem opoziția și poporul uită că de fapt ăștia au fost ba ei, ba ceilalți, ba ei, ba fraților, ba fraților, ba ei. Și-au schimbat doar interesele și au pasat de la unul la altul clientela politică și cei care finanțau la pușculița politică și lucrurile nu că au rămas la fel. Repet, au mers din rău în mai rău. Dar să admitem că programul politic a fost atractiv și credibil. Problema, credeți că o constituie structura guvernamentală, faptul că PSD plus ALDE nu mai au oameni competenți și pregătiți pentru un nivel ministerial după scoaterea din joc a celor grei, a seniorilor partidului? Dumneavoastră vă referiți la program politic, la o chestie pe care o vorbesc ei cu ușile închise sau la broșura frumos colorată pe care o prezintă electoratului? Programul politic care a fost servit populației. Deci vă referiți la acea broșură făcută de specialiști izraelieni. Știți că ei nu sunt în stare să prezinte electoratului ce vor să facă. Nici ăia, nici ăia. Toți lucrează cu consultanți izraelieni. De parcă, sau elvețieni. De parcă acei consultanți izraelieni sau elvețieni ar cunoaște realitatea și nevoile poporului român și soluțiile. Nu! Acei consultanți se pricep la a face broșuri foarte frumoase, foarte colorate, grafice foarte interesante și minciuni cât mai frumos ambalate. Ei, cei care vin în fața electoratului cu aceste broșuri, știu și sunt sinceri în fața oglinzii că ceea ce promit nu poate fi pus în practică, pentru că realitatea din teren, realitatea din țară e cu totul și cu totul alta decât o prezintă ei. Dar populația
s-a învățat cu așa ceva și îi place să fie mințită, pentru că altă explicație nu există. Altă explicație eu nu găsesc decât că ne place, suntem masochiști și care minte mai frumos? De fapt, un celebru politician local la un moment dat spunea: câștigarea alegerilor înseamnă manipulare, cine manipulează mai bine câștigă alegerile. Un celebru politician național a spus: sistemul lor de furt a funcționat mai bine decât sistemul nostru de furt. Așa că au câștigat ei alegerile de data asta. Vorbiți, domnule Vlașin, de o realitate, dar trăim o realitate halucinantă pe care ne este greu să o acceptăm. Am votat un program de guvernare și cred că repet acest lucru și ne trezim că în fiecare lună se modifică ceva, se anulează sau se amână ceva. Credeți că electoratul va sancționa această lipsă de consecvență și stabilitate? Că până la urmă, dacă nu e continuitate, nu merg lucrurile într-o direcție bună. Vorbeam de programe politice frumos desenate și frumos puse în pagină de specialiști, de strategi electorali care n-au nicio legătură cu realitatea românească, care nu mănâncă pită românească, ca să mă exprim așa foarte simplist. Deci nu le pasă lor. Așa că pot să promită orice, că nu-i doare gura. Dar tu, ca ales, ca guvernant, om care ai fost investit cu încrederea a milioane de oameni, ceva din broșura aceea pe care ți-au servit-o specialiștii, consultanții izraelieni, ceva din broșura aia, ar trebui să ai decența, temerea de Dumnezeu, dacă de oameni nu te mai temi, să faci ceva măcar din ce ai promis acolo. Repet ceea ce am spus la început, ei singuri au recunoscut că din broșura aceea frumoasă n-au făcut nimic. 1%, 2%, 6%. Și atunci ne mai mirăm că în luna aprilie vine ministrul muncii și zice: avem deja draftul, legea pensiilor este finalizată. Același lucru în iunie, același lucru nici se servește în iulie, în august. Vine nou premier Tudose și spune: gata, e făcută, legea pensiilor e, acum intră în... Vine președintele partidului de guvernământ și spune: legea pensiilor e pregătită, e o chestiune de... Acum mai lucrăm la ultimele, punem diacritice la text. Totul e pregătit, totul e. Ne-am consultat cu specialiștii. Ca să vină acum două zile, președintele aceluiași partid, care acum o lună spunea că mai trebuie să pună doar diacritice, să editeze textul legii. Și zice: nici vorbă, în proiectul de buget pe 2018 nu există nicio... nici nu avem în gând că modificăm ceva la proiectul de buget pe 2018. Deci nici nu că nu anul ăsta, nici măcar anul viitor, ceea ce s-a promis lună de lună din luna aprilie începând, nu va intra în vigoare. Nu doar că nu sunt în stare să respecte ceea ce au promis în broșura electorală. Și repet, alea ce e în broșura electorală sunt texte alese frumos, aranjate frumos de niște strategii izraelieni. România... Nici măcar ceea ce declară ei astăzi, așa, nu e valabil peste o săptămână, nu-și mai respectă promisiunea pe care o fac ei în mod repetat. Și aș vrea să fiu înțeles corect. Lucrul acesta nu-l face doar președintele partidului care e la guvernare astăzi. Lucrul acesta îl face sau l-a făcut la rândul lui și președintele partidului care acum e în opoziție. La fel au procedat și ei când au fost la guvernare. Aici vreau să ajung că România pare un teatru de război. Coaliția politică se luptă cu președintele Iohannis, patronatele cu sindicatele, societatea civilă cu politicienii, magistrații între ei. E bine, care sunt motivele reale ale acestei dezbinări în mediul public? Cine alimentează această stare de fapt și ce ar trebui făcut? Am un film la care mă uit cu drag, ca să vedeți ce gusturi am. Filmul se numește Neamărin Miliardar. Îl am în mașină și când nu conduc, mă uit la acest film
Și la un moment dat se vorbește despre sindicate în acest film. Da? Și există o replică interesantă acolo, apropo de sindicate. Se fac că lucrează. N-aș vrea să se supere. Dar dumneavoastră ați văzut sindicate în Germania? Ați văzut sindicate în Italia? Chiar și sindicatele din Grecia? Am văzut protestele din alte țări, cam ce amploare au avut. Deci, la asta vă referiți. Ăia chiar sunt... La noi, sindicalistul, șeful de sindicat își negociază un post pentru un loc de muncă pentru soție, la o instituție publică. Un alt lider de sindicat îl vezi după un an că ajunge pe o funcție politică și îți dai seama că până atunci el a făcut figurație în poziția pe care a avut-o de sindicalist. Ba, ajunge chiar și ministru la ministerul unde cu un an înainte stătea în ploaie cu portavocea. E exemplu din Maramureș. Mare luptător, după care ajunge ministru și problemele sunt aceleași și vin alții la poarta ministerului pe care îl conduce el și citește aceleași sloganuri sau strigă la portavoce aceleași sloganuri pe care le striga și el, problemele sunt aceleași. Ziceați că e un teatru de război, e un teatru absurd. E un teatru absurd. Dar ce alimentează starea asta? Pentru că, spuneam la început, românii s-au învățat cu răul. Și s-au învățat că așa e greu, aceasta ne e soarta, așa ne e dat de la Dumnezeu, ăștia, așa e, niciodată n-a fost mai bine decât acum, deci n-are sens să ne așteptăm să fie mai bine. Ba mai mult, la nivel global, lucrurile nu se îndreaptă într-o direcție bună. Românii știu lucrul acesta și apoi zic, da, păi și în alte țări, uite ce se întâmplă. Nu putem să avem pretenții să fie la noi mai bine și cei care au pus mâna pe putere profită, ba și alimentează curentul acesta și din păcate un canal prin care se alimentează acest curent în rândul populației, că trebuie să rabzi și trebuie să îi lași așa cum sunt, că ei sunt dați de la Dumnezeu, e biserica. Un canal prin care populației îi se induce că trebuie să îi suporte pe ăștia așa cum sunt, este biserica, din păcate, pentru că biserica era acordată și ea la interesele financiare și se aruncă și ei anumite beneficii. Și de asta avem clerici care se implică activ în campaniile electorale și direcționează populația într-o parte sau alta. De asta avem clerici care pe durata guvernării, între ciclurile electorale, îi calmează pe oameni și le spune că așa ne e soarta de la Dumnezeu. Și noi încercăm să găsim soluții. Suntem și noi într-un teatru absurd. PSD face analize periodice ale guvernării, așa cum a spus și noastră și cum vedem și noi, schimbă ministrii pe bandă rulantă și anulează promisiunile făcute. Salariile s-au mărit doar la politicieni și bugetari. Dacă e să dăm și cifre, poate vom face într-o altă emisiune, am rămâne uimiți de cât de mulți și-au mărit salariile. Medicii și profesorii la anul, că mai pot aștepta, pensionarii nu vor avea o lege nouă decât tot la anul, nu știm care an, poate anul electoral care va fi peste nu știu câtă vreme. Cum este posibil, domnule Vlașin, să promiți și să nu te ții de cuvânt? Iar s-au manipulat și furat voturile românilor, putem spune asta? Ați folosit o formulare, să promiți și să nu te ții de cuvânt, v-ați uitat la mine și acum eu trebuie să răspund. Eu sunt cel care promit și nu mă țin de cuvânt. Aș încerca să mă pun în pielea lor și să răspund la întrebarea aceasta, înțelegând că ați adresat-o direct și nu la un cadru general. Tu, politicianule care ești în fața mea în seara aceasta, de ce ai promis și nu te-ai ținut de cuvânt?
Și aș vrea să-l aveți pe un politician din acesta în emisiune și să vă răspundă. Dar nu cu să vedeți că o fi copății, că cifre, că broșuri colorate iar. N-o să, din păcate, n-o să găsiți sinceritate la cineva și să spună n-am făcut, plec acasă. N-am făcut, dar iată, m-a blocat să fac ceea ce trebuia să fac, șeful cu tare, colegul cu tare, n-o să găsiți așa ceva. Pentru că ei, în sistemul lor, care funcționează perfect, se acoperă, se protejează, se finanțează reciproc, își susțin interesele reciproc și în momentul în care simt liderii că ar putea exista o breșă, ar putea interveni, știu eu, un anumit gen de revoltă internă, în disprețul tuturor celorlalte clase sociale, fac ceea ce au făcut acum. Au uns sistemul. Au făcut o infuzie de vazelină, de ulei, da? Ca să ungă tot mecanismul acesta al lor, luând de unde? De la pensiile pe care le-au promis. Au promis pensii în anul 2017. Acum au anunțat că nici măcar în anul 2018 nu va fi o modificare. A, vor modifica pe aici, pe acolo, tot acolo unde vor simți că e pericol de a fi pus în dificultate sistemul lor. Și probabil o să vedeți în zona militarizată, mai știu eu, în alte zone acolo unde o să se întâmple minuni. Au spus că pensia nu mai este de 500 de lei, ci e 520 de lei. Să ai salariu a unei secretare dintr-o primărie de comună 230 de milioane de lei, bineînțeles, vechi. Sunt cazuri, sunt excepții, se spune. Dar în momentul în care apar aceste excepții, înseamnă că ai creat cadrul legal. Păi vă dați seama că sunt primării care au intrat în incapacitate de plată, da, pentru că bugetul s-a dus pe fondul de salarii, că și-au mărit salariile la maxim. Eu nu spun că salariile acelea nu sunt necesare. Da, sunt necesare salarii cât mai mari, dar nu numai unei anumite categorii sociale. Nu poți să fii bogat sau să ai niște venituri la nivelul acesta când în jurul tău oamenii n-au bani să-și cumpere medicamente. Mă întâlnesc și nu vreau să amestec discuțiile, nu vreau să duc pe mai multe planuri dezbaterea aceasta, dar mă întâlnesc zilnic, mă caută oameni care nu sunt în stare să-și cumpere, nu, efectiv nu le ajunge venitul pe care l-au. Vorbesc de oameni care nu au copii în străinătate, la muncă în străinătate, pentru că așa adică e întreținută. Adică nu le ajunge să împarte la facturi, mâncare, plus alte lucruri. Medicamentele sunt o mare, mare problemă. Nu-și permit medicamente, da. Și nu medicamente scumpe, pentru că avem și cazuri cu medicamente scumpe pe care nu și le-ar permite nici secretara aceea cu 230 de milioane salariu pe lună. Dar sunt oameni care nu-și permit niște medicamente banale și tu ai creat un cadru în care anumite categorii sociale pot să beneficieze de salarii de sute de milioane de lei. Nu e în regulă. Luăm o pauză de publicitate, după care o să vreau să vorbim și cu cei de la sindicat prin telefon, o să-i contactăm, pentru că nu sunt în Baia Mare, sunt la luptă. La luptă, cum spuneți dumneavoastră, publicitate și ne întoarcem.